Estamos juntos bastante. Pegar um morto ali. O aletar é urata. Ajuns la marele Y. Încă n-am călcat pe Grohotiș. Am venit pe munchea asta, în ierbată. Dan, e jos acolo undeva. Unde ești, Dane? Ridică o mână. Ia să văd unde e. Unde ești, Dane, că nu te văd? Unde ești, că nu te văd? Acolo, ne. Acolo, ne? Unde ești? Aoleu, ce mic e. Uite-l aici. Deci noi vom urca pe cel din stânga, pe cel de lângă noi, pe Grohotișul de lângă noi. Eu am fentat Grohotișul, n-am călcat pe el. Ne pregătim de intrare pe Horn. Pe aici la deal. Să vedem cum e. Aici trebuie să mergem cu mare atenție. Bolovanii ăia mari, instabili, nu trebuie atinși. Că ea pornesc la vale. Foarte ușor. E plin de Grohotiș aici. Hai, Ileana! Hai, Ileana, la poiană! Hai, hai să treci de ei, că ei sunt cu bolovanii! Ia să vedem pe aici, pe sus. Ia uite ce ne așteaptă aici, la deal. Aici nu mai știu stânga sau dreapta, parcă dreapta e. Pe al doilea hor ne-am înțepenit aici. Care n-au putut să e la foarte la greu aici. Auzi, Tame, du-te! La mână, la mână ai priză bună? Trebuie să ții priză mai jos și piciorul lași jos, 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 dar ținte bine. Da, să ai priză bună mai, la mai, acolo, acolo. Ținte bine cu mâna de... Gata. Gata. Ieșim pe aici, că... Așa e că nu știi pe unde să ieși. Și așa. Am ajuns până aici. Destul de dificil. Ai grijă să nu...
Am ajuns aici, cocoțați. Dar nu mai știu unde mergem. Uite, cred că vâlcelul, hornul e pe după creasta asta. Aia am greșit intrarea. Am intrat pe aici. Trebuie mai încolo. E intrarea. N-am văzut intrarea. Aici n-am mai lucrat că ăsta se și înfundă. Hornul ăsta pe care murca noi, uite, deasupra e perete. Asta e să mă întorc cu grijă. Aici n-ai unde să urci. Nu stau pe aici pe o țăcălie. Uite ce... Explorăm hornuri. Un horn al mărtoiului. Coborâ ceea ce am urcat. Aici se înfundă hornul ăsta. Așa e când nu cunoști și te aventurezi. Trebuie să stau să-i aștept. Eu cobor ultima. Dan primul. Să-l așteptăm pe Dan să coboare primul. Da, îl așteptăm. Și coboare așa pe spate, are picioarele lungi? Cum? Coboare așa pe spate, deci ai picioarele lungi, nu-i problemă. Păi da. Deci nu mai băgăm în sus? Unde să o bagi în sus? Că mă și enervezi. Bine că ne-a prins vreo ploaie aici. Mamă, dar erau pe acolo niște pereți. Și un personaj că se vede dimensiunea. Băi, dar nu mai vine nimeni pe aici. Tu unde te bagi? M-am gândit că pe aici poate e mai bine decât prin bucătușul. Nu, da, e mai bine asta. E mai bine, e mai bine, așa am crezut și eu. Ai crezut? Sunt prize. Să-mi spui și dacă e bine. E bine, poți să ai să cobori. Da? Ok. Și eu pe acolo. Aici, în partea asta. Tot timpul așa, nu? Aici unde stăm, aici... Da, aici e un hornuleț, al doilea hornuleț, pe care am urcat și acum coborâm. Așa, Dane, pentru astăzi e de ajuns. Nu o mai facem. Mai descoperim unul. Mergem pe al treilea acum. Mergem pe al treilea. Stau într-un echilibru foarte... Am urcat pe al doilea horn și am coborât. Și cred că hornul bun oricum am explorat. Aici e iarăși o ieșire. Bănuiesc că ăsta e hornul, intrarea. Un horn. E al treilea. Faci poză de aici și trebuie pe Gica. Că ăla, aia e intrarea. Vă-ți grijă.
Am abandonat hornul, buclucaș. Am găsit un al treilea horn și am luat-o pe poteca asta. Dacă nici a treia oară nu ieșim în creastă, nu știu, mă las pe gubașă. Ce zici? Până la 70 de ani reușim să ajungem în creastă? Da. Până la 70 de ani, zic, ajungem în creastă. Cred că da. Și mă prinde și ploaia. Ia să vedem aici. E un nor care sunt, sper să nu se scuture pe noi. Prinde noaptea prea sus. Eu aș zice să coborâm pe horn. Să ajungi la om e mult de mers. Și sunt atâtea vârfuri de cățărat și de descățărat. Am venit acolo să coborâm. Să coborâm pe horn. Nu pe unde am fost. Atunci așa, am ajuns la hornul nostru. Mult căutat. Vezi că tot am ajuns în final. Aici la deal. Perseverența. Da, acul. Deja se vede acul. Și țimbalul mic. Că e asta. Așa. Dan a luat-o către vârful la om să facă toată cresta. Noi vom coborâ pe aici, că e mai ușor. Am ajuns la ac. După multe încercări. Acul. Acul cu fereastră. Are aici o fereastră. Fereastră. Rămâne o pantă imensă. Ia să vedem acul. Mai sunt de ac. Auzi, Tomi, nu te duci tu un pic încolo?
Nu exact unde am fost eu. Numai aici. Aici un picuț. Am terminat. Haide, nu. Are eu. Dar, Tomi, dar nici mașină nu are. Tată, trebuia să ne aștepte aici dacă nu voia să vină. A ce să fac? Mai cum să lasă, nu suntem. Ce fel de la mine? Hai, nu lăsă. Dar dacă el nu mai vine încoace, atunci... Trebuia să ne aștepte aici dacă nu voia să vină. Ce ceață, ce neguri, ce fain. Ia uite, nici nu se mai vede nimic pe creastă. Super, coborâm încet. Coborâm. Traversăm grohotișul. Dincolo, pe grohotișul celălalt. Adică, de fapt, e un grohotiș mai mic. Creasta, cam așa arată acum creasta. Bine că n-am ajuns în creastă. Că nu vedeam nimic. Ne-am abătut din potecă pe aici, pe la stânca asta. Eu nu dau. Da. Cele două hornuri. Unul cu iarbă, celălalt cu piatră. Am urcat pe cel cu piatră și am coborât. Am ajuns aici în vârful crestei. Sus, în vârful crestei. Mai greu a fost cu coborârea. Aici alt horn. În final am urcat pe aici, până la acă.